Bine ați venit la prăjituri cu camele și bucate gustoase! Astăzi vom face cozonac cu fistic. Să tăiem să vedem cum arată și în interior. Vom tăia o feliuță. Uitați cum arată după 4 zile cozonacul în interior. Sper să-l încercați. Este o rețetă foarte, foarte bună. Sper să vă placă. Ia uitați. Este super, super de bun. Sper să vă placă această rețetă. Este un deliciu. O rețetă super de bună. Acest cozonac arată așa după 4 zile. Sper să-l încercați și voi. Cozonac cu fistic. Și să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Și am pregătit ingredientele, îl vom face în direct pe parcursul zilei de astăzi. Și vom avea nevoie de 1 kg de făină. Eu am aici făină Manitoba, deci cu 12% proteină. Deci este cea mai bună și cu care mă împac eu cel mai bine. De la frumentă. Apoi vom avea nevoie de circa 400 de lapte. Eu mi-am pus aici 300 și dacă mai am nevoie am să mai adaug. În loc de zahăr eu pun miere de albine. Deci 200 de miere de albine sau puteți pune 200 de zahăr. O linguriță de sare, deci cam 10 grame de sare. O linguriță cu vârf. Vom mai avea nevoie de unt. Eu aici am 150 de grame de unt și unt de cacao 50, deci în total 200 de unt. Deci acesta este opțional. Puteți pune doar 200 de grame de unt. Apoi vom mai avea nevoie de 50 de grame de drojdie proaspătă, deci 2 cubulețe, coajă de lămâie. Vom mai avea nevoie de pasta de mandarine, pe care am făcut-o în direct cu voi. Am scos-o aseară de la frigider ca să nu fie rece. Deci de la congelator eu o țin la congelator. De 5 gălbenușuri. Și apoi, pentru umplutură, voi face cozonacul astăzi unul cu fistic. Și vom avea nevoie și de albușurile de la gălbenușuri. Voi mai avea nevoie de un gălbenuș și puțin lapte ca să iungem făina. Deasupra, să fie cernută. Deci 1 kg de făină. 12% proteină. Deci o făină pentru cozonac să fie puternică. Așa. Și să cernem făina. Și vom începe cu maiaua. Și într-un vas voi pune drojdia, voi pune o linguriță de miere de albine sau de zahăr. Eu îl fac cu miere, dă un gust foarte bun la cozonac. Așa. Și vom adăuga un sfert din laptele nostru. Deci eu aici am 300, deci cam 100 o să punem. Așa. Amestecăm să topim bine drojdia. Și acum vom pune puțină făină. Vom acoperi cu folie alimentară și vom lăsa să dospească. Asta este drojdia. Și așteptăm să-și dubleze volumul. Și o punem aici deoparte. Aici avem 5 gălbenușuri. Vom pune sarea peste gălbenușuri. Pe toată. Și vom amesteca așa bine. Acum, peste laptele nostru voi adăuga 200 de miere de albine. Am să-l mai încălzesc puțin să fie puțin așa mai voi cald. Pune laptele. Și voi adăuga 200 de miere.
Așa. Vedeți? Și acum amestecăm să se topească. Dacă aveți, faceți cu zahăr, amestecați zahărul cu laptele. Deci mi-am pregătit 150 de unt de cacao. 50. Deci am 200 în total. Sau puneți doar 200 de unt. Voi pune mai întâi acest unt de cacao la să se topească și apoi voi tăia untul cu buleții să-l adăugăm peste celălalt. Așa, s-a topit și acum putem adăuga untul nostru peste să se topească tot. Pregătim și aromele. Eu aici am pastă de mandarine, făcută cu mandarine întregi, tăiate, scos sâmburii, pusă cu zahăr, pusă pe foc, vedeți? S-a făcut ca o dulceață. Și aceasta dă o aromă foarte, foarte bună la cozonac. Și de aici voi pune 2-3 linguri. Voi gusta din aluat și când cred eu că este destul de aromat, atunci nu mai pun. Uitați cum arată pasta de mandarine, vedeți? Eu o țin la congelator, am scos-o aseară. Așa. Cam așa arată. Este ca o dulceață mai tare. Deci se ține cam 15-20 de minute pe foc până scade, apoi se mixează bine și se pune la congelator. Și când aveți nevoie, scoateți. Aici vom rade puțină coajă de lămâie. Și să încercăm. Vedeți? O luăm și o strângem. Ia uitați. Deci este așa, așa, așa. Încă nu este foarte uscată. Așa. Și acum depinde cât de umedă este. Atunci de și lichidul nostru va intra mai mult sau mai puțin. Așa. Aici avem drojdia noastră. Se vede, nu? Ia uitați. A crescut. Așa. Și acum putem să adăugăm celelalte ingrediente. Se vede. Vedeți câte beșicuțe are dedesubt? Așa. Și acum putem să adăugăm o parte din făină. Așa. Vom adăuga gălbenușurile noastre cu sare. Așa, când voi publica video pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, sau pe pagina de Facebook și aici după aceea, voi încerca să-l fac cât mai scurt. Și vom adăuga din pasta noastră de mandarine o linguriță, două, așa, chiar și trei. Cu cât este mai aromat, este mai bun. Coaja noastră de portocale. Laptele nostru cu zahăr și vom amesteca. Puteți pune și esență de rom, și esență de vanilie. Ce esență? Și acum adăugăm cealaltă făină și voi adăuga toată făină în bolul meu. Se vede, da? Voi adăuga și toată compoziția pe care am făcut-o mai devreme. Așa. Și acum vom începe să amestecăm încet. Voi adăuga și restul de lapte cu miere sau zahăr pe care îl avem aici.
și amestecăm totul așa bine. Așa, și acum, prima etapă, vom amesteca foarte bine ingredientele, vom lăsa la crescut și apoi, după o oră și ceva, când își dublează volumul, vom adăuga și untul. Acum vom amesteca bine totul. Așa. Și îl acoperim cu folie alimentară ca să nu se usuce. Aluatul nostru a crescut. Și acum vom frământa cu mixerul. Așa, și vom mai adăuga încă puțin lapte. Vom pune încă puțin lapte și vom frământa. Și după aceea vom adăuga și untul. Așa. Am adăugat prima dată 300 de lapte și acum mai adăugăm încă puțin. Și dăm drumul la mixer. Deci am adăugat încă aproape 200 de grame de lapte. Și acum vom adăuga și untul. Deci în total am adăugat 500 de lapte. Și adăugăm și untul. Când este absorbit untul, adăugăm altul. Și vom frământa circa 20 de minute în aluatul este gata, am să opresc. Oprim. Așa. Și aluatul nostru este gata. Vedeți? Îl scoatem de pe... Uitați-l cum arată. Vedeți? Este elastic. Și acum îl acoperim și îl lăsăm să crească până își dublează volumul. Am revenit cu aluatul de cozonac și îl punem aici pe masa noastră de lucru. Uitați-l. Îl vom întinde și îl vom împături puțin. Și îl vom da deoparte. Vedeți? Acesta este aluatul de cozonac. Sper că se vede bine. Așa. Și îl voi împături puțin. Vedeți cum arată? Ia uitați ce frumos. Așa. Eu m-am uns puțin masa de lucru cu ulei. Așa. Și îl voi da începe cu deoparte fisticul. Aici am fistic și îl vom opări cu puțin lapte fierbinte. Deci voi pune puțin lapte fierbinte. Așa. Punem câte puțin și opărim. Și acesta o să fie cozonacul cu fistic. Și vom face unul și doar cu ciocolată. Vom bate și albușurile de la gălbenușuri. Așa, mai întâi opărim și după aceea punem... Deci am avut circa 200 de grame de lapte cu 200 de fistic. Și amestecăm așa bine. Punem și o lingură, două de miere. Cine dorește poate pune zahăr. Eu în aluatul de cozonac am pus miere de albine. Și tot miere am să pun și acum. Așa. Două linguri de miere. Gustați, să fie dulce. Așa. Și dăm deoparte. Și amestecăm. Asta este de 28 lungă pe 11 și înaltă de 8. Aici avem aluatul nostru. Ia uitați-l.
Așa. Și am să-l împart în două egale. Puteți și cântări dacă doriți. Așa. Și avem un cozonac și al doilea. Așa. Îl mai împăturim așa o dată. Și să batem albușurile. Și le punem așa aici. Acum batem. Așa, și voi adăuga puțin din albușul meu. Două albușuri au intrat, nu mai mult. Gustați să fie bun de dulce. Și aceasta este compoziția, umplutura noastră pentru cozonacul cu fistic. Și acum vom da un aluat deoparte și acesta îl vom împărți în două. Așa. Și vom întinde. Sperăm. Așa, și acum voi împărți această umplutură în două și voi pune jumătate. Ia să vedem. O puteți lăsa puțin să se odihnească ca să-și absorbă oul și laptele, fisticul. Așa. Am întins așa bine. Și acum răsucim. Închidem așa la capete și răsucim. Și o întindem și pe a doua. Așa, și punem restul de umplutură. Și întindem. E bună. Și acum închidem. Și acum îi vom împleti încet, încet. Și vom pune aici în tavă. Amesteca gălbenușul cu puțin lapte, cam cu o lingură. Așa. Și ungem. Și cozonacul cu fistic. Acoperim cu folie și lăsăm să crească. O să punem și așa. Și cozonacul nostru este gata. Ia uitați-l cum arată. Așa. Uitați ce bine arată. Așa. Și o să-l decorăm cu puțină ciocolată pe deasupra. Și
și cu fistic. Deci cu ciocolată și cu fistic. Eu am topit puțină ciocolată. O să punem deasupra și cu fistic o să decorăm. Eu vă mulțumesc din suflet tuturor. Și ne vedem cu următoarea rețetă. Pupici, multă, multă sănătate vă doresc. La mulți ani încă o dată și un an nou cu multe, multe bucurii și multe realizări. Pupici, cozonac cu fistic.